De-a lungul anilor, micul muzeu Vermilion Heritage din Canada a încercat prin toate mijloacele să spargă codul unui safe ascuns în pivnița sa, dar toți, inclusiv experții, au dat greș. Muzeul a chemat în ajutor Ferrari, a luat legătura cu producătorul safe-ului, a vorbit cu foști angajați și în final a găsit o soluție. Și-a provocat vizitatorii să spargă codul. Ceea ce n-au reușit experții a izbutit un vizitator. Mai mult, el a dat de cap de la prima încercare spre surpriza tuturor de față. Stefan Miles din Alberta se afla într-un camping cu familia, cei doi copii și socrul său. Voiam să vedem ce ne poate oferi această comunitate. De fapt, muzeul era închis în ziua când am ajuns aici, însă am reușit să dăm de unul dintre voluntari, Tom Kilby White, care l-a deschis special pentru noi și ne-a condus înăuntru, a mărturisit bărbatul. După un tur al clădirii, voluntarul a trecut la pivniță și la obiectele aflate acolo, inclusiv seiful misterios. Muzeul a fost închis în anii 70 și odată cu el a fost încuiat și seiful, iar de atunci nici n-a mai fost deschis. Era un fel de capsula a timpului, nimeni nu avea habar de ce s-ar putea găsi înăuntru, a spus Miles. În fața provocării, el a abordat lucrurile în felul următor. Și-a lipit urechea de seif, așa cum vedem în filme, iar apoi s-a uitat la cifru și a observat că numerele erau între 0 și 60. Așa că s-a gândit la seria 20, 40, 60. A format o anumită combinație, 3, 2, 1, a încercat mânerul și s-a deschis. A fost o ghicire pură. Am fost complet uluit. M-am dat înapoi și m-am gândit, cumpăr un bilet la loterie în seara asta, a spus el. Conținutul seifului a fost însă unul destul de dezamăgitor. Din păcate, înăuntru era cu totul altceva decât ne închipuiseram. Niște documente, cecuri vechi, un carnețel al unei chelnerițe și o chitanță emisă de muzeu, atât tot, a spus el. Documentele erau din 1977, respectiv 1978. Cu toate acestea, încercarea norocoasă a stârnit entuziasmul tuturor. Copiii mei strigau într-una, am spart codul, am spart codul, a mai povestit bărbatul.